Potrivit modificărilor, examenul auto se va desfășura după noi reguli. Proba teoretică a acestuia va fi înregistrată video, iar cea practică va fi înregistrată audio și video. Până acum, proba teoretică era filmată, pe calculatoarele de examen fiind instalate camerele video. Măsurile au fost luate de guvern pentru a reduce riscurile de corupție în obținerea permisului auto. Totodată, certificatul de cazier judiciar, document ce trebuie atașat dosarului de înscriere la școala de șoferi, va fi eliberat de polițiști, fără a mai fi necesară plata taxei extrajudiciare de timbru, taxă pentru care până acum cetățenii erau nevoiți să facă un drum în plus la oficiul poștal.